Partida dintre Steaua și Astra Giurgiu din etapa 19 a ligii 1 se va disputa la Pitești, pe stadionul Nicolae Dobrin. Steliștii fiind obligați să joace la Pitești meciurile de pe teren propriu, pentru că Arena Națională n-a primit avizul Inspectoratului de Stat pentru urgențe. După anunțul că Hațegan nu va fi delegat la acest meci, Chiros Vasaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor din România, a decis ca Radu Petrescu să conducă Steaua Astra. Referitor la derbiul de duminică, președintele clubului Astra, Dani Coman, s-a arătat încrezător în forțele giurgiuvenilor și a declarat: "Nu contează că meciul va avea loc la Pitești, mi-e indiferent unde jucăm. Suntem mai buni decât ei și îi vom învinge oriunde vom juca." Astra a câștigat acasă cu 2-0 derbiul cu Steaua din etapa 6-a, fiind atunci prima înfrângere a Stelei, la capătul unui meci în care steliștii au avut 3 goluri anulate, dintre care 2 au fost în urma unor faze la care arbitrul Sebastian Colțescu a fost suspectat că a judecat greșit. Steaua Astra se joacă duminică de la ora 20:30 de minute și va fi transmisă în direct de DigiSport și TVR1. Giurgiuvenii care vor să meargă la meci alături de fanii din Liga Suporterilor Astra sunt așteptați duminică la ora 16 în fața Teatrului Tudor Vianu. Deplasarea este asigurată cu microbuzul de către grupul de firme Nova Force.